Am o atitudine foarte negativă, nu știu dacă vă înțelegeți, dar eu trebuie să vă spun, referitor la barometri și la sondaje sociologice. Eu le compar cu țigaricile de la bazar. Ați dat tine ruciu și el ți-a spune ce vrei, cât cea viață te așteaptă și fericirea îți primește în viață și așa mai departe. Așa barometrele noastre. Cine ați dat tine ruciu? Nu vă supărați care aveți atitudine față de acest sondaj. Dar uitați, luați sondajele și comparați-le cu rezultatele. Ce aici se întâmplă. Dar nu cu sondajele acestea. Mai mult atât, eu când tot place, tot zăcazăt muzică. Eu vă aflu că acest lucru a făcut Soros, acel Soros care a finanțat Perestroica, acel Soros care a finanțat 7 aprilie 2009, lovitură de stat aici la noi în Moldova. Fond Soros. Eu nu înțelegem cine este pe Fond Soros. Foarte bine. E clar lucru pentru ce îți fac acest sondaj. Ia că acest sondaj își duc opinia publică în eroare. Dar aici, iar ne întoarcem la aici, dacă nivelul de cultură la noi așa e de jos, cum ai spus, mă ta 28%, e clar lucru că e foarte ușor îl duci pe om în eroare. Foarte ușor. Și eroarea aceasta se face mai puternic și mai strașnic în timpul alegerilor.